Deschiderea salonului de carte, eveniment organizat de Biblioteca Județeană Ovidensușanu Hunedoara Deva, a atras încă de la primele ore un public variat, de la persoane interesate de noutățile editoriale, la copii în căutarea de scrieri care să le stârnească interesul sau chiar scriitori în căutarea de edituri pe placul lor. Titluri și edituri sunt pentru a satisface toate pretențiile, deoarece la salonul de carte din acest an participă peste 100 de edituri. Vizitatorii au putut răsfoi mii de cărți etalate pe standurile unor edituri din țară și străinătate, iar standurile au oferit o imagine extrem de atrăgătoare pentru iubitorii de carte de toate vârstele și profesiile, reprezentanții editurilor oferind cu amabilitate și pricepere informații despre orice carte expusă, dar și reduceri de preț pentru cei interesați să achiziționeze un titlu sau mai multe. Ne bucurăm că primim invitații în fiecare an la Salonul Hunedoara al Cărții, pentru că, până la urmă, este cea mai bună oportunitate de a ne face cunoscuți, de a ne face cunoscute aparițiile editoriale și e foarte frumos și mulțumim Bibliotecii Județene, domnului Sebastian Bara, Consiliul Județean și tuturor celor care se implică în organizarea acestui eveniment. Fără lectură și fără o solidă cultură generală nu este viitor pentru nimeni, din punctul meu de vedere. E o ocazie foarte bună să iei legătura cu cei care pun în operă scrierile noastre și de ce nu să văd caut o editură potrivită pentru noile mele volume. Până acum am lucrat cu o editură, de fapt, care e mai mult o tipografie decât o editură, dar caut o editură adevărată cu care se pot să fac lucrări mai complexe. Convins din 100 de edituri prezente, sigur se va găsi una potrivită. Cartea pentru mine înseamnă înțelepciune, un mod în care poți să-ți dezvolți vocabularul. Este punctele forte ale salonului le reprezintă întâlnirile cu mari personalități ale culturii care au venit la Deva să-și lanseze ultimele lor cărți, dar despre acestea în edițiile viitoare.